doriți sau nu, trăim în era comunicării, prin cuvânt, sunet sau imagine. Cu ajutorul tehnologiei smart și a rețelelor de internet la care suntem interconectați, comunicăm fără încetare. Trimite mesaje text, audio sau video. Totuși, pe lângă mesajele text care ocupă miliarde de biți, următorul mod de comunicare este trimiterea fotografiilor. Despre fotografie vom vorbi în continuare și pentru că suntem pe stradă, vom avea ca punct central al discuției noastre fotografia de stradă, cu amicul meu, fotograful Florian Gândilă. Bună ziua, Florian, și bine ai venit în cea de-a treia ediție a agendei noastre de weekend. Salut, Sergiu, și îți mulțumesc pentru această invitație. Mă simt onorat. Îți mulțumesc că ai acceptat-o și atâne împreună discutând despre fotografie, fotografia de stradă. Peisajul urban în general și nu numai, faptul că ne aflăm în centrul vechi este un spațiu foarte ofertant pentru cei care doresc să facă fotografie, că sunt turiști sau nu. Nu-i așa? Așa este. Întotdeauna centrul vechi a adunat foarte multă lume cu foarte multe întâmplări, fie ele distractive, fie ele comerciale, fie ele culturale. Îmi pare rău că am nimerit o zi nu tocmai prietenoasă din punct de vedere meteo, dar fotografia până la urmă poate avea... Bineînțeles. Pentru personal, pentru mine, vremea nu reprezintă un impediment pentru a face niște poze deosebite. Mai ales că o vreme ca asta te îndeamnă către creativ și poate îți dă și o stare. Exact. Și poate îți dă o stare așa mai melancolică, mai de poezie. Să ne amintim de Bacovia, nu? Era foarte inspirat. I-ar fi plăcut vremea asta, cu siguranță. Sigur că toată lumea are abilitățile necesare pentru a face fotografie de nivel profesional, dar toată lumea își dorește să plece acasă dintr-un anumit loc cu niște amintiri. Nu-i așa? Așa este, pentru că hai să ne gândim la ce se întâmplă cu tehnologia în ultimii ani. S-au inventat smartphone-urile. Da. Iar acum principalul criteriu al alegerii unui smartphone este reprezintă camera de, exact. Cu care este mai performantă. Exact. Cu atât șansele să fie vândut sunt mai mari. Și bineînțeles, să facem reclamă telefoanelor. Nu vreau să. Dar vorbim în general, pentru că toată lumea acum are un smartphone. Da, și cam toate fac la fel, sau cam egalat performanțele camerelor foto. Și aș invita să ne plimbăm puțin pe străduțele din centru vechi, da? Să vedem și să discutăm despre clădirile de aici. Sigur. Prilej de a mai face câteva fotografii. Facem, bineînțeles. Pentru câteva momente în acest magazin minunat de articole fotografice pentru a ne adăposti. Afară plouă, ce să facem? Și am descoperit o chestie extraordinară. Un magazin de articole fotografice de consignația. Da. Uite, Florian. Da, știu foarte bine magazinul. Mi-am cumpărat câteva chestii mai de mult de aici. E printre puținele magazine consignația de aparatură foto din centrul vechi care a mai rămas. Oricum, strada asta... Eu trebuie asta... să recunosc, iartă-mă că te rup, nu mai știu niciunul. Înainte, imediat după Revoluție și pe... Sigur. Înainte de Revoluție, strada asta era plină de consignații. Da, mi-aduc aminte. Și asta este printre puținele, dacă nu chiar fantastic, singurul. Fantastic, ce echipamente. Da. Asta e ca o scurtă întoarcere în timp, că tot vorbeam noi de fotografie. Da, s-a nimerit, pur și simplu s-a nimerit. Foarte frumos. Uite ce obiect. Am ajuns la Hanul Cutei, un loc bine cunoscut în branșa artiștilor. Bineînțeles. Așa. Și foarte fotogenic, de altfel. Da. Fotografiabil. Fotografiabil. Am făcut câteva ședințe foto foarte reușite aici, în urmă cu ceva timp. Cred. E un spațiu foarte interesant, o galerie foarte interesantă. Sus este o galerie foarte frumoasă cu antichități. Jos sunt magazinele bine cunoscute cu articole de pictură, de grafică, de tot ce-și dorește un artist. Nu-i așa?
Așa. Să le continuăm drumul plimbarea, nostru. Pe... Sigur. Dar nu înainte să fac și eu o fotografie. Da, te rog. Faci poze, îți place, chiar dacă plouă, nu-i așa? Bineînțeles. Încă o dată spun, pentru mine vremea nu e un impediment. Și păi, cursanților... după cum văd telespectatorii noștri, nici pentru noi. Și cursanților mei le spun, nu vă sper, să nu vă sperie o ploaie sau o nisoare. Simțiți inspirație, ieșiți și faceți fotografie. Suntem în fața Palatului Dacia, Art Safari este deschis. Surprizele se văd pe bannerele din spatele nostru, da? O expoziție de neratat, așa ne îndeamnă Muzeul Bruckenthal de la Sibiu. Deci de vizitat în weekend. Să sperăm că nu plouă totuși. Mergem mai departe? Chiar dacă plouă, faceți poze. Mergem mai departe, mergem. Hai. Chiar frumos centrul acesta. Este superb. Uite, am ajuns la mănăstirea Stavropoleos, biserica mănăstirii Stavropoleos, un monument de... Da. Singura chestie... 1724. Singura chestie că aici nu prea avem voie să facem fotografii cu aparate de fotografiat. Sunt admise doar cu smartphone-urile, așa că turiștii au un avantaj, a, da? Ca să zic așa. Pentru că, da, deci n-au voie să facă fotografii profesionale, nu? De câte ori am încercat, n-am fost lăsat să fac fotografii aici. Poate n-am dat de cine trebuie, cine știe. Dar este un loc superb. Uite ce surpriză avem. Stella Popescu, Ion Lucian, Ștefan Tapalagă, Vasilica Tastaman, Cornel Vulpe, Silviu Stănculescu, Amza Pelea, Iurie Darie, Radu Beligan, Marin Moraru, Gheorghe Dinică și Demrădulescu. Mare actor de comedie. Mare actor de comedie. Plimbându-ne pe străduțele din centru vechi, am ajuns inevitabil și la Teatru de Comedie. Să urmăriți programul pe internet, sigur veți avea un spectacol din repertoriu pe care să-l alegeți pentru vizionare în weekend. Un singur avantaj are vremea asta. E adevărat. Puțină lume pe stradă. Foarte puțină lume pe stradă. Poate mai multă lume în teatru, cine știe. La ora asta puțin probabil, dar după amiază cu siguranță va fi cineva acolo. Am retras la o cafea, la un ceai. Eu am crezut că vin cu un aparat sofisticat, dar văd că tu mă provoci. Nu te provoc. Ideea de a ne oprim un pic la o cafea e foarte bună, Sergiu, și îți mulțumesc. Mai ales că vremea, într-adevăr, ploaia s-a întețit, nu ne mai ajută, riscăm să stricăm aparatura. Dar ce avem pe masă este... Și a noastră și a televiziei. Ok, în regulă. Ce avem aici pe masă, practic, este recuzita oricărui pasionat de fotografie de stradă, da? Minim obligatorie, da. Și putem începe cu un telefon, cu un smartphone. Cum vă spuneam, camerele, smartphone-urile sunt în ce în ce mai evoluate și capabile de a captura imagini în condiții, în orice fel de condiții, de fapt, de lumină. Pentru cei puțin mai pretențioși, avem o cameră mică, un discretă. Un body slim, așa, da, care încape compact, în orice geantă, exact, de voiaj. Iarăși, foarte discret, cu ceva mai multe
opțiuni față de un telefon. Pentru creatorii de conținut, sunt foarte mulți creatori de conținut acum care își fac materialele pe stradă, avem un aparat puțin mai evoluat, aparat care ne permite să schimbăm și obiectivul. Exact. Asta înseamnă o cu totul și cu totul altă perspectivă asupra fotografiilor. Da. Iar pentru cei chiar pretențioși, da, și care va... Ai venit aici cu un aparat care ne-a năucit. Da, e un aparat de generație... Nu aparatul în sine, ci obiectiv. Cum vede el, într-adevăr. Exact. Am un adaptor tilt and shift. Un adaptor care vede cu totul și cu totul special, mai ales când e vorba de fotografia de stradă. Un aparat montat pe un adaptor care modifică unghiul de vizare și corectează perspectiva. Este foarte interesantă construcția lui. Este, da. E de nelipsit într-un sau unui fotograf de stradă, unui fotograf de arhitectură, unui fotograf care... Un fotograf profesionist, bineînțeles. Cu oricare din aceste aparate. Inclusiv cu această tabletă, care nu este de ultimă generație, dar la ce o folosesc este foarte bună, să știi că face niște poze extraordinare. Sunt convins de treaba asta. Cu oricare dintre aceste aparate de pe masă, fie telefon, fie acest aparat, putem să facem niște fotografii deosebite de stradă. Important este să surprindem momentul, exact. Să surprindem atmosfera străzii, și să fim pe fază, da? Un ochi întotdeauna pe Apropo de ce spui acum, vreau să zic că există o vorbă. Cel mai bun aparat de fotografiat este cel pe care îl ai la tine. Corect, da, așa este. Deci este vorba de moment până la urmă. Exact. De tehnologia care, sigur, la ora asta este extrem de avansată. Îți mulțumesc foarte mult pentru această plimbare, pentru faptul că m-ai însoțit aici în centru vechi, chiar dacă vremea n-a fost atât de prietenoasă cu noi. Ne vom lua la revedere de la Florian. Cu siguranță îl voi mai invita la o altă ediție.